Bine v-a regăsit, dragi cititori Herald, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii online desfășurată pe site-ul editurii Herald, Pastile de Înțelepciune. Atunci când începem să învățăm cum să ne hrănim cu emoții sănătoase, cu emoții pozitive, realizăm lucruri minunate, atât pentru noi cât și pentru cei din jurul nostru. Trebuie doar să eliminăm ceea ce este deprisos, acele atitudini care ne îngreunează existența pentru a avea o viață împlinită și armonioasă. În perioada următoare vă invităm pe pagina de Facebook a editurii Herald într-o călătorie, am putea spune o călătorie interioară, pentru a descoperi cele mai fascinante meleaguri ale personalității noastre. În această incursiune spirituală ne vor însoți titlurile din colecția Colibri, titluri scrise de Alan Percy, adevărate pastile de inspirație și înțelepciune pentru o viață fericită, o selecție care va beneficia de asemenea de o reducere de 30%. Astăzi, alături de noi și îi mulțumim foarte mult, este Ioana Middlebrook, o pasionată, aș putea spune, și devoratoare de cărți. Ea deține și blogul Ciobanul de Azi, este blogger și citește foarte mult, așa cum am spus, și scrie mult despre cărți. Astăzi ne-am gândit să venim cumva în întâmpinarea noastră cu o prezentare de carte și să vorbim, bineînțeles, despre o carte publicată în portofoliul editurii Herald, care face parte din colecția Colibri și este scrisă de Alan Percy, Frida Kahlo pentru pasionați, 60 de pilule de inspirație ca să trăiești viața în felul tău. Frida Kahlo, putem spune câteva cuvinte despre ea, este universal recunoscută pentru forța tablourilor sale, pentru biografia sa, care a inspirat multe, multe filme artistice și documentare. Poate și pentru libertatea cu care a trăit iubirea, lucruri care se regăsesc, iată, și în această frumoasă carte. Arta, dar și viața pe care Frida Kahlo le iubea atât de mult, cumva luptând împotriva bolii și a neînțelegerii din partea societății. Ioana, o carte despre care ai scris, o carte pe care ai citit-o, o colecție, cum este cea Colibri, o colecție destinată în special tinerilor. Ce te-a impresionat la această carte? Ce te-a impresionat la personajul Frida Kahlo și de ce ai recomandat această carte? Da, în primul rând vreau să zic mulțumesc pentru invitație. Pentru mine este o premieră să vorbesc în fața camerei. Eu de obicei mă exprim în scris, așa că acum am ceva emoții, dar cred că alegerea de astăzi, Frida Kahlo, vine chiar în bun contrast cu, nu știu, timiditatea mea. Faptul că Frida este o persoană exuberantă, este o persoană, nu știu, foarte colorată, care nu i-a fost frică să-și spună gândurile. Și cred că Ellen Percy face o treabă foarte bună în a lua anumite citate ale Fridei și ale, nu știu, pune într-o ordine anumită care să redea, nu știu, caracterul ei foarte puternic și colorat. Eu am citit cartea la sfârșitul anului trecut și trebuie să recunosc că am citit-o pe nere suflate, cu creionul în mână, tot timpul subliniind, punând notițe, la care îmi place să revin, pentru că Frida Kahlo este un personaj puternic. Este o personalitate a lumii, a artei internaționale și asta nu e deprisos pentru că Ellen Percy de obicei alege nume foarte cunoscute, cum e Shakespeare sau Nietzsche, și Frida Kahlo nu e neapărat un simbol al literaturii, ci al artei. Dar, așa cum știm, pictura, arta merge foarte bine cu literatura, așa că Ellen Percy a făcut o alegere foarte bună. Mie mi-a plăcut cartea foarte mult, tocmai pentru că Frida Kahlo
a știut să-și exprime gândurile cu nonșalanță, cu libertate și tocmai asta ne învață și pe noi, de orice vârstă am fi, că nu e niciodată prea târziu să fim cine suntem noi cu adevărat în interior și să lăsăm acea parte să fie văzută și de cei din jur. Fie că vorbim, nu știu, de studenți care nu știu pe unde să o apuce sau părinți care sunt pur și simplu foarte ocupați cu treburile zilnice sau cei în vârstă care cred că viața s-a terminat odată ce a ajuns la o anumită vârstă. Frida Kahlo vine și spune că nu e niciodată prea târziu să fii cine ești tu și nu e niciodată prea târziu să-ți trăiești visele, oricât de ciudate sau diferite ar fi. Și cred că de aceea Frida Kahlo este un exemplu bun pentru toți. Dar, așa cum ai spus, în special pentru cei tineri, pentru că ei tot timpul au nevoie de un imbold ca să-și dea frâu liber imaginației. După cum probabil știm cu toții, în urmă cu mai mulți ani a fost realizat și un film despre Frida Kahlo, rolul principal fiind Salma Hayek, de altfel o actriță care, mă rog, prin decorul și prin machiaj, semăna izbitor de mult cu Frida Kahlo și poate că nu întâmplător a fost realizată această ecranizare și, cum spuneai și tu, nu întâmplător, Ellen Percy a ales niște nume sonore din cultura omenirii, din cultura umanității, indiferent că vorbim despre Nietzsche, pe care l-ai pomenit și tu, eu știu, poate Oscar Wilde, Kafka, iată, din lumea artei, Frida Kahlo. Foarte interesant este că toate capitolele încep cu câteva citate din Frida Kahlo și chiar am găsit unul foarte interesant. Vă las aici portretul meu ca să fiu prezentă în toate nopțile și în toate zilele când voi fi absentă de lângă voi. Citind această carte, ți s-a părut că poate în spatele acestei forțe de a crea, de a picta, există în Frida Kahlo un suflet foarte sensibil? Oh, evident, ca orice artist, în primul rând, ești sensibil. Și această sensibilitate și emoție o împărtășești cu cei din jur tocmai prin artă. Și ea, chiar tablourile ei, dacă stăm să ne uităm la colecția ei, sunt în special portrete. Portrete, chipul ei, ba chiar ea în tinerețe a avut un accident foarte, foarte grav și a fost pe pat mult, mult timp și i s-a adus pânză și pensule și și-a pictat propriul chip stând întinsă pe pat, ceea ce este remarcabil. Dar portretul până la urmă e definiția ei și nu știu, dacă culorile sunt foarte tari, tocmai în concordanță cu caracterul ei puternic. Iată, am mai găsit câteva citate. Spune Frida Kahlo, revenind la poezia lui Neruda, celebrul Pablo Neruda: multe lucruri mi-au spus totul. Nu numai că m-au atins sau le-a atins mâna mea, ci au însoțit în așa fel existența mea încât au existat împreună cu mine și au fost atât de existente pentru mine încât au trăit cu mine jumătate de viață și vor muri cu mine jumătate de moarte. Și un alt capitol, pe pagina următoare, începe în felul următor, cu un citat: aici stă tovarășa ta, veselă și puternică, așa cum trebuie să fie. Sper că te vei întoarce curând ca să te ajute și să te iubească mereu în sunet și în pace. Da, Frida are foarte multe, multe citate care, nu știu, ating și sensibilizează cititorul. Dar ceea ce îmi place foarte mult la carte este că Ellen Percy, pe lângă aceste citate care le-a cules cu mare grijă, vine cu completări, cu sfaturi,
pentru viața cotidiană din ziua de astăzi. Adică tot ceea ce a spus Frida Kahlo în urmă cu câteva zeci de ani se aplică în ziua de azi și Ellen Percy reușește o treabă foarte bună în a ne, nu știu, ajuta să înțelegem vorbele și a le aplica în viața noastră, bineînțeles. Dragii noștri, o discuție foarte interesantă despre această minunată carte scrisă de Ellen Percy, Frida Kahlo, pentru pasionați, 60 de pilule de inspirație ca să străiești viața în felul tău, și am să vă arăt și la cameră. O carte care face parte din colecția Colibri. Toate cărțile din colecția Colibri, sau aproape toate cărțile din colecția Colibri, sunt scrise de Ellen Percy, un autor, aș spune, un autor prolific, dacă ar fi să mă gândesc, și bineînțeles că vor mai fi publicate în această colecție lucrări ale sale, foarte multe cărți în care Ellen Percy se folosește în sens pozitiv, bineînțeles, de numele unor personalități din istoria umanității, pentru a veni cu aceste, cum spuneam la începutul intervenției noastre, pentru a veni cu aceste pilule, aceste pastile de inspirație și înțelepciune pentru a avea o viață împlinită, o viață fericită. Dragii noștri, a fost alături de noi Ioana Middlebrook, blogger, Ciobanul de azi. Mulțumim foarte mult pentru că ne-a împărtășit din experiența lecturării acestei minunate cărți pe care cu drag vi-o recomandăm și dumneavoastră. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei desfășurată pe site-ul editurii Herald, Pastile de Înțelepciune. Nu uitați, toate materialele, interviurile cu invitații noștri speciali le găsiți pe pagina de Facebook a editurii Herald și pe canalul de YouTube. Vă mulțumim încă o dată. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!